3 ani aproape perfecți în Giulești. Reușim 3 campionate, o cupă și 2 supercupe. Aducem 5 trofee acolo în vitrină și vitrina noastră arată din ce în ce mai bine. Iar astăzi ne pregătim de debutul în sezonul numărul 4. Hai să începem! Salut, prieteni! Bine v-am regăsit la un nou episod cu Rapidulețul. Trecem destul de repede prin această vară 2025, vară care aduce noutăți destul de importante în lotul Rapidului. Reușim câteva transferuri foarte, foarte interesante după ce plătim 4.300.000 și la Cempelare și Lie în iarnă. După, în această vară, acum o lună, am plătit 4.300.000 și pentru Tudor Băluță și le aducem de la Farul Constanța. Deja în acest moment cota lui este între 11 și 12 milioane. Are 26 de ani, cu siguranță va aduce un echilibru foarte mare acolo la mijloc și sper să ne ajute în obiectivul nostru din acest sezon acela de a juca din nou grupe de Champions League. L-aducem și pe David Gofor de la Sunshine Stars, un fundaș stânga care deja arată foarte, foarte bine de numai 18 ani, nigerian. L-aducem și probabil va fi titular acolo pe partea stângă. Stanko Juric vine liber de contract după ce și-a terminat contractul cu Parma. Are câteva atribute interesante, însă cu siguranță va fi a rezervă. Jose Cordoba vine de la Levski, liber de contract, fundaș central panamez de 24 de ani, are deja cotă între 1.500.000 și 2.900.000 și o achiziție destul de interesantă. Daniel Paraschiv vine de la Hermannstadt, liber de contract, să încercăm să scăpăm de el pentru că nu are loc în acest moment în lotul nostru. Ousu vine de la Mimamas pe 225.000, Ivorian de 18 ani, fundaș lateral și el va juca acolo partea dreaptă și Daniel Boloca vine liber de contract, cotă între 2.800.000 și 4.900.000 de la Frosinone, jucător care arată foarte, foarte bine și care a refuzat în realitate să joace pentru echipa națională a României. Foarte, foarte interesant. Reușim să și vindem, îl dăm pe Pleguezolo pe 1.100.000. Am mai reușit să scăpăm de câțiva jucători. Vedem un total de 6.700.000 vânduți anul trecut. Am cheltuit 13 milioane, iar sezonul ăsta am mai cheltuit doar 225.000 și am vândut de 1.200.000. Încercăm să ținem un echilibru cât de cât, încercăm să aducem și calitate, încercăm să nu plătim nici foarte, foarte mult pe jucători, dar cred eu că până la urmă jucătorii transferați aduc clar un echilibru mai mare în echipa noastră și o calitate în plus față de sezonul trecut. Cam așa vom arăta noi pe acest început de sezon: Farinez, Onea Junior, Chris Manici, Cordoba în defensivă, Băluță, Cârjan, Ilie, Sufanat, Cutrone și Enes Sali. Mă gândeam aici în partea dreaptă să jucăm cu Cubiș, dar tot căutată, da, de fapt, da, hai să facem pe Cubiș acolo, partea dreaptă. L-am folosit mai mult ca fundaș central pe Cubiș și mi-a plăcut cum s-a mișcat. N-am avut probleme foarte, foarte mari. Din păcate, acum va trebui ca Vulturar să joace ca rezervă. Avem un lot foarte bine structurat în acest moment, un lot foarte bine acoperit. Avem opțiuni foarte, foarte multe și asta este important pentru că și în acest sezon vom juca în trei competiții și avem nevoie foarte, foarte mare să rodăm. Începem cu Supercupa României, jucăm cu FCSB, după avem un amical, debutăm cu FC Argeș, să vom simula această partidă, jucăm cu Ilves sau Maribor în Champions League, simulăm cu Hermannstadt, jucăm returul și probabil vom juca și următorul tur. Da, suntem în turul 2 aici. Probabil vom juca și turul 3 și acestea vor fi cele 5 meciuri de astăzi. Hai să mergem la primul meci, jucăm cu FCSB. Suntem nașilor, pe unde îi prindem, pe acolo îi căpăcim. Din păcate, sezonul trecut ne-a scos FCSB-ul din cupă, nemeritat ce drept, dar până la urmă ne-a scos, nu avem ce să zicem, și ne-a scos acel trofeu practic din buzunar. Ne-am luat noi însă revanșa în
returul din play-off, am reușit să măturăm cu ei pe jos. Plecăm clar favoriți, suntem campioana în titră, schimbăm câțiva jucători și FCSB-ul, dar cred eu că noi arătăm mult, mult mai bine decât sezonul trecut și mă aștept să fie diferența chiar mai mare din vedere al scorului. Hai să debutăm cu dreptul. Minge lungă, însă e atentă, Crismanici acolo și recuperează Farines din prima cu Cordova. Crismanici, Rareș, Cordova. Combină cu Enes Ali, Sali intră în zona centrală, pasă în adâncime pentru Cârjan, șut peste. Târnova nu joacă lung. Respingem prin Crismanici cu Trone. Pasă în adâncime pentru Cârjan, șut blocat și prinde Târnovan. Degajează din nou lung. Respinge Băluță. Enes Ali pune minge râs. Întoarce cu Cordoba. Băluță. Minge în adâncime pentru Sali. Centrale pentru Patrick. Reia pe lungă. Fază fixă exemptată de Junior. Pe bara a doua. Crismanici reia spre poartă. Și Patrick cu Trone scrie cu capul de la bara a doua. O primă repriză dominată total. Mai abia 26, avem impresia că s-a dus deja spre final. A dominat total această primă repriză și până la urmă reușim să și marcăm 1-0 cu Trone. Aruncă Cubiș lung. Tam respinge. Recuperăm prin Băluță. Cubiș Cârjan. Băluță. Din nou Cubiș. Blocat acolo, dar pasează înapoi cu Junior. Rare și în adâncime. Blocat însă pasa. Cubiș atent în sacul, dar reușit să recuperăm prin Enes Ali. Sali avansează în bandă, centrează pe marea doua și Suvană pune fruntea pentru 2-0. Minutul 40, reușim să majorăm avansul pe tabelă și cum spuneam, mă aștept ca diferența să fie mult mai mare. N-a avut nici măcar o situație, FCSB în prima repriză, reușim să marcăm de două ori și să mai ratăm alte câteva ocazii. O repriză perfectă, dominăm total această primă repriză, 13 șuturi, 15 poartă, marcăm două goluri și nu dăm nicio șansă trupei lui Andrei Pepeliță. E clar, suntem mult, mult peste FCSB, suntem mult peste ceea ce înseamnă Superliga în acest moment. Din păcate, Crismanici va trebui să iasă pentru că este destul de obosit. Îl tragem pe Cubi și acolo pe fundaș central. Hai să ieșim la atac, hai să încercăm să jucăm mai direct în repriza a doua și să mai marcăm pentru că, e clar, suntem mult peste FCSB. Fază fix executată de Sali în zona primei bări. Companiu sare acolo la cap și se pare că a comis penalty. Hai să vedem, Sufanat are șansa dublei acum, 1 la 1 cu Târnovanu și reușim să marcăm și pe 3, minutul 70. Închidem total această partidă, nu e ca și cum am fi avut noi emoții, dar aveam nevoie de golul ăsta pentru a termina partida. Farinieze pentru Cordoba. Băluță pierde acolo în fața lui Nikolov. Cordea combină cu Farinieze, reușește acolo să prindă foarte ușor depășiți. Și se termină Supercupa, revine în Giulești, a treia Supercupă. După ce reușim 3 campionate, reușim și pe 3 supercupe. Din păcate, doar o singură cupă în acești 3 ani de zile, dar trebuie să fim mulțumiți de ceea ce se întâmplă cu clubul nostru. Hai să ne bucurăm de acest trofeu. Campioni! Super! Campioni. Vă durăm din nou pe jos cu trupa lui Prepeliță și câștigăm un nou trofeu destul de simplu, destul de ușor, n-am avut nici măcar o emoție și arătăm din nou că diferența între ceea ce avem noi în lot și Superliga este destul de mare și în acest sezon. Mergem la Maribor pentru debutul din acest sezon de Champions League. Jucăm un tur 2 cu Maribor și sper să venim cu o calificare. Un lucru de menționat, s-a extras la sorți turul 3. Așadar, dacă trecem de Maribor, vom întâlni Beşiktaş. Hai să vedem
că putem să vedem noi turul 3, bineînțeles că putem să vedem. Suntem în turul 2 aici, turul 3, vedem dacă vom trece de Maribor. Așteaptă Beşiktaş, vom juca primul meci pe teren propriu. Așadar avem parte de un adversar foarte, foarte dificil deja din turul 3. Sper însă să avem noi calitatea necesară de a trece de Beşiktaş, dar până acolo trebuie să ne concentrăm și să trecem de Maribor. Drăgu Fariniez în poartă, Onea, Kubiș Junior, să-l băgăm pe Crisman aici, aici. Avem nevoie de calitate multă, mult mai important acolo în banda stângă. De păcate, Cordova nu poate juca, este la Național și vom juca cu Ejiofor. Să vedem locul lui Crisman aici, pe cine am putea să băgăm aici. Putea să jucăm cu Kubiș, dar e un pic cam riscant. Da, nu cunoaștem echipa adversă și nu avem de ce să riscăm. Cam ăsta ar fi cel mai bun 11 nostru, 11 cel mai bun al nostru. Să încercăm să scoatem un rezultat care să ne permită să ne gândim la calificarea în turul 3. Dar nu cred că putem să ne punem probleme cu Maribor. Probabil vom trece destul de simplu de această echipă. Vedem, joacă destul de defensiv, joacă cu 5 pe fond, va încerca să lovească clar pe contraatac, 5-2-1-2. Interesant acest sistem al celor de la Maribor. Jucăm în deplasare primul meci, avem nevoie clar de un rezultat pozitiv, rezultat care să ne dea speranțe destul de mari pentru calificarea în turul 3. Hai să vedem dacă calitatea echipei este una destul de bună pentru acest tur 2 de Champions League. Fază fixă execută Bozic pe 6 metri, respinge, acrăjanetat. Pedriș câștigă cea minge și Clansie ratează ocazia imensă. Raibar, Petrici, minge lungă, Bozic acolo. Întoarce cu Hari, centrare pe Maradona, respinge Crismanic, Sali pierde acolo doilul la cap, din nou Sali pierde, Bozic, ce minge scoate Fariniez, am intrat foarte prost în această partidă, recuperează din nou gazdele, centrare însă blocată, fază fixă, care o va executa Rare și Lie, înseamnă caută poarta, Rare și scoate Vekić, o primă ocazie și pentru noi. Executătorul are și acest corner. Sona primei bări, respingă gazdele. Recuperează Onea. Pasă pentru Cârjan. Cârjan în diagonală, respinge de la Maribor. Ejiofor pentru Sali. Sali în suprafața de pedeapsă, blocat acolo cu Trone. Recuperăm repede. Băluță. Minge pentru Sali, respinge Cezar până la Ejiofor. Ejiofor, centrare superbă și suvenat, deschide scorul, minutul 20. Acțiune foarte prelungită, reușim să creăm acolo ocazie după ocazie și până la urmă Ejiofor centrat aici foarte, foarte bine. Centrare șutată, suvenat ajunge acolo și scrie cu latul pe lângă portar, 1-0 la Maribor. Fază fixă, execută din orare și centrează de data asta și Tudor Băluță marchează cu capul, 2-0, minutul 31 și liniștim ambele pentru că intrasem foarte, foarte prost în meci, foarte bună centrarea lui Rare și aici și Tudor se înalță perfect, 2-0. Selko Hari, toarce cu Selko, Petrić, Raibar, Cezar. Nu vine nimeni să-l atace, atent, Ejiofor greșește însă, șut pe lângă, aruncă Grobelic, Raibar blocat acolo de Cârjan, Cârjan foarte aproape să piardă, Crismanic, pasă bună pentru Onea, spațiu bun să avanseze, sufanat Onea, Cârjan, mai departe cu Rareș, Rareș însă pasează greșit, atent Crismanic, pune mingea joasă, Junior pentru Onea, din prima cu Cârjan. Cârjan, diagonală superbă pentru Enes, Enes Ali face părții și Patrick cu Drone, marchează din a doua cercare. Șutul cu stângul blocat însă îi vine mingea pe frunte și reușește să împingă acea minge în poartă, reușește să marcăm golul 3 și în acest moment facem un pas imens pentru calificarea mai departe într-un 3. Vekić deranjează loc.
Griezmann își respinge erarea, își deviază pe spate, dar recuperează gastele. Ceh! Și se recuperă în patru cu drone. Pasă pentru Enes Sali. Sali pe dundre. Sali! Șut peste. Și se termină prima repriză. O primă repriză în care am intrat noi foarte, foarte prost. Vedem aici, putea să deschidă pe echipa gazdă pe scorul, însă s-a închis perfect al nostru portar Fariez, iar după avem parte de trei atacuri superbe, trei atacuri finalizate cu gol. Trebuie să rămânem concentrați, ne-au pus probleme cei de la Maribor, dar trebuie să încercăm să-i surprindem mai mult. Am avut parte de o primă reviză foarte, foarte bună, vedem notele jucătorilor, sunt foarte, foarte ridicate până în momentul de față, cu trole cel mai bun de pe teren. Hai să ținem ritmul ăsta. Chris Manici. Geofor. Ne primește Chris Manici Junior. Lansează cu Onea în partea dreaptă. Onea centrează pentru Patrick Cutrone. Finalizare peste aia. Faza fix executată de Sali, respingă gazdele, din nou Sali, centrare blocată cât de cos. Sali însă insistă și recuperează, centrează și Mincea se duce direct în plasă. Vechi, ce se prost aici, Enes Sali marchează pentru 4-0 și e clar, se decalificați în turul 4. Ce gafă a bordarului aici, foarte bună insistența lui Enes Sali, încearcă o centrare, dar Vechi ce se presul minge și primește un gol foarte, foarte ciudat. Meci perfect la Maribor, ne punem cu 4-0, am avut ceva emoții, am intrat foarte prost în meci, dar după echipa noastră s-a descurcat senzațional. Nou meci de Superliga, mergem la Sibiu de data asta și vom simula din nou această partidă, avem de ce să intrăm cu titularii, ne focusăm total la 6-0, ne impunem pe noi, Bolo, Cadugați, Sefer, Sufarat și Rare și Lie marchează pentru noi. Câte un marcator pentru fiecare gol, dar n-a reușit nici pe care un jucător să marcheze mai mult de un gol. Și continuăm începutul de sezon perfect, aducem 3 puncte și de la Sibiu. Revenim în Giulești pentru returul cu Maribor, plecăm de la scorul de 4-0. Un rezultat perfect pentru noi, nu se putea să plecăm mai bine de atât, nu puteam să venim cu un rezultat mai bun de atât din această primă deplasare de Champions League și pare o simplă formalitate în Giulești acest meci pentru noi, ar trebui din nou să marcăm 2-3 goluri și să stăm foarte, foarte liniștiți, nu cred eu că ne poate pune până pe lumea Maribor, mai ales că scorul din tur a arătat o diferență foarte mare și începuse bine Maribor, nu trebuie să uităm, au avut o ocazie foarte, foarte mare, dar Farinez ne-a ținut în meci. Hai să vedem, trebuie să continuăm pe drumul ăsta, trebuie să câștigăm și meciul ăsta pentru că ne ajută să obținem puncte și să creștem acolo coeficientul în Europa. Se cută Bozici acest corner pe 6 metri, Farinez scapă mingea și reușim până la urmă să recuperăm și avem o contră bună, Sufana, dă-i-o! Ce aștepți, mă? Fie cu trone din linia a doua, cu trone, Patrick! L-am înțeles aici la Sufana, era singur el băiatul la doar, eu dăteam în față, așteptat până a intrat în offside, până la urmă a ieșit bine că nu a jucat minge aici, Enes Sali era, da, vedem? Greu de zis aici dacă intrase în poziție de offside. Ia să dăm un pic mai în spate. Da, greu de zis, dar bine că nu joacă mingea Enes Sali până la urmă, lasă pentru Cutrone și Patrick nu iartă, începe perfect, minutul 18, 1-0 în Giulești. Aruncă Grăbernic de la margine, Băluță recuperează, Ejiofor înapoi cu Farinez Junior, minge lungă, respinge Cezar, Bozici pentru Raibar, întoarce cu Cezar, minge lungă, Aten Junior, Ejiofor pentru Junior, Sufanat schimbă pentru Rareș, Boloca, Rareș mai departe, atentă să cos. Da, Patrick Cutrone insistă, Patrick lovește bara și se termină prima repriză.
o primă repriză dominată total de echipa noastră. Ar fi trebuit să avem 2-0 la acea ocazie a lui Cotrone, dar din păcate n-a putut să finalizeze cu gol. Trebuie să continuăm în ritmul ăsta, trebuie să mai marcăm. Rareșile execută această fază fixă, centrare pe Barato, resping oaspeții Clansiec. Accelerează, trece acolo foarte ușor Clansiec pentru Petrici. Humar, mai departe cu Selco, Brozic în adâncime, iese Farinez și prinde. Șoacă repede cu Junior, mai departe Geofor. Junior, Băluță, ca nu ne grăbim, Geofor, fine sufanat, l-a primit, însă pasează greșit. Brozic pentru Selco, mai departe pentru Cech și Bojan Cech. Marchează pentru 1-1. Da, foarte penibil aici, sufanat, nu reușește să paseze în 2 metri. Ce poate să trimite aici Selco, iar după Cech se descurcă, se dea sufanat. Pază fixă pentru echipa oaspete, execută Hari. Pe vara a doua respingem, punem mingea jos și Marc Cos deviază. Ne-a salvat. Ne salvează varul aici. Ce șut. Ce șut. Minge lungă, atentă să Kubiș. Usu. Toarce cu Farinez Junior pentru Boloca. Mai departe sufanat pentru Patrick Cutrone. Cutrone din nou Boloca. Geofor. Se azână de gemă pentru Patrick, Patrick face pentru Rare și Ilie și reușim să marcăm noi golurile 2-1. Foarte bună acțiune, bună pasă pentru Patrick Cutrone, ieșit acolo în lateral, bună pasă aici a lui Geofor, Cutrone se descurcă perfect după întoarce doi adversari, iar șutul lui Rare și este perfect transversal și reușim să marcăm din nou pentru 2-1. Ne impunem, ne-a trecut un pic glonțul pe la ureche la golul ăla de 2-1 pentru adversari, dar am avut noroc, s-a anulat golul și până la urmă Rareș aduce victoria și ne calificăm destul de simplu în turul 3. Un nou meci în Giulești cu Dinamo, derby local, din nou vom simula, intrăm din nou cu rezervele și sperăm la o nouă victorie. Să ne încerușesc băieții noștri, da, 2-0 fără emoții, un singur șut a avut Dinamo și ăla pe lângă. A avut 24-7 pe poarta lor, marchează Dugazi și Sufanat și avem 3-3 în Superliga. Suntem chemați la Nyon pentru tragerea, pentru play-off-ul Champions League. Hai să vedem ce echipă putem întâlni noi în play-off în caz că trecem de Beşiktaş. Olympiacos, Pireu. Da, avem parte de o tragere la sorți foarte dificilă, dar trebuie să dăm totul și trebuie să recalificăm în grupe, n-avem nicio scuză. Momentul adevărului. Vine Beşiktaş în vizită și vă aștept la o dublă foarte dificilă. Nu au jucători foarte importanți, cel puțin așa la prima vedere și vedem este George Încudu acolo, Rosier, fundaș dreapta, Sopi, fundaș stânga, da, câteva transferuri interesante făcute de Beşiktaş, dar hai să vedem. Mergem la meci, jucăm în Giulești, jucăm pe terenul nostru și ar trebui să obținem un rezultat pozitiv, sper eu să obținem o victorie, dar sunt conștient că ne așteaptă un meci foarte, foarte dificil. Din păcate n-am avut noroc foarte mare la tragerea la sorți, trebuie să trecem de Beşiktaş în turul 3. În acest moment avem asigurat oarecum grupele Conference League, dar e clar, noi ne dorim în acest moment grupele Champions League pentru că am investit bani destul de mulți, am adus jucători cu calitate și sper să se vadă acest lucru pe teren, sper ca jucătorii noștri să facă un meci mare și să scoatem un rezultat care să ne ducă la Istanbul cu un avantaj foarte important și să ne calificăm mai departe, de ce nu.
Cred că cu mingea de jos faliniez pentru Crisman aici, în dreapta primește Usu. Cosează fundașul nostru, Boloca pierde acolo, dar rezistă și recuperează. Întoarce cu Crisman aici. Schimbă în stânga cu Ejiofor. Pasă pentru Enes Ali, Enes Ali preia foarte bine. Sali, suprafața de pedeapsă. Sufana, te scrie pentru 1-0, minutul 2. Ce acțiune frumoasă, duce mingea din dreapta în stânga la Ejiofor. Ejiofor pentru Enes Ali, Enes Ali are forță de pătrudere, centrează pentru Sufanat și Sufanat pune la tot pentru 1-0 în Giulești. Bun. Reprimește Usu, însă pasează greșit. Salih avansează, desface în dreapta cu Rosier. Rosier pentru Amdouni. Amdouni în fața porții. Jackson Muleka marchează, dar ne salvează varul. A fost offside. A fost offside, da. Offside mare aici. Deși a fost offside aici, nebun. Vedem Crisman aici. Este aruncat aici, se aruncă în fața mingiei și în mod normal are pasul în fața atacantului Muleka. Ne dă o mână de ajutor jocul. Mulțumim. Pentru Crisman aici, Boloca se întoarce bine. Crisman îi schimbă din nou partea cu Ejiofor. Ejiofor avansează, Enes Ali pătrunde. Enes Ali pentru Patrick cu trole. 2-0. În sfârșit, Patrick Cutrone și arată calitatea. Da, la dubla cu Maribor a fost în ambele meciuri man of the match, iar aici reușește să marcheze golul de 2-0, care ne dă un moral foarte, foarte mare. 2-0 Giulești. O primă repriză perfectă în Giulești. Avem și un noroc foarte mare, ce drept reușise Beșiktaş să egaleze, însă golul este anulat pe nedrept. Trebuie să recunosc. A primit una pe mână de ajutor foarte, foarte mare din partea aia jocului. Nu mă supăr, îmi convine de minune acest lucru, pentru că am avut foarte multe momente în care am suferit din cauza jocului. Astăzi se pare că este de partea noastră și ne dă o mână de ajutor. Ușor obosiți. Sufanat a trebuit să-l scot pentru că era lovit. Boloca destul de obosit, nu știu ce să fac, să-l mai las sau să-l scoatem. Uite, o șansa lui Cârjan. Crisman e și el destul de obosit, dar nu avem altă opțiune acolo decât Kubiș. O primă repriză bună, Crisman aici, hai să continuăm așa, încercăm să jucăm un pic mai direct în repriza a doua. Fază fixă executată de Antonio Sefer. Dacă va încerca poarta, Sefer peste. Și li-a executat acest corner în zona primei bări și Cordova lovește bar. Nou corner, din nou execută Rareș. Zona bări a doua și de data asta Jose Cordova marchează pentru 3-0. Măturăm pe jos cu Beșiktaş. Nu mă așteptam. Cât de bine centrează aici Rareș și Cordova sare superb. 6-3-0. Crisman aici execută această fază fixă, joacă mic cu Usu, pleacă Sefer, Sefer se desprinde, Cârjan în fața porții, 4-0 Giulești, făcută knockout Beșiktaş, profităm foarte, foarte bine de situațiile avute, bun și Sefer aici în partea dreaptă pentru Cârjan, iar după Cătălin profită de faptul că l-am băgat la pauză și marchează pentru 4-0. Minge lungă, respinge de acolo Beșiktaş, recuperează Antonio Sefer, Kubiş, centrare blocată, Sopi, deplasează lung, e acolo Băluță și închide la timp, Cordova. Pentru Rareș Ilie, Răzvanul, schimbă partea la Usu. Mai departe cu Antonio Sefer, Sefer centrează, însă e blocat de Saiz. Inkebritzen pierde acolo fața lui Onea. Întoarce cu Băluță, mai departe e Sali. Sali pentru Rareș Ilie, pasă pentru Antonio. Antonio rea cu capul pe lângă. Ersin joacă loc. Respingem Cârjan. Pune mingea jos. Usu, din nou Cârjan.
Pasă pentru cu trone în adâncime, atent însă Ersin. Sunt 20 de minute, trebuie să rămânem concentrați. Minge lungă, foarte bine Kubiš. Rareș din prima, însă pierde acolo Krjan. Și pierde posesia. Minge lungă, Raman 1 la 1. Benito Raman marchează. Da, nu reușim aici să punem mingea, să potolim mingea aia după Kubiš. Îl pierde pe Raman destul de simplu. Da, mă, da, ne închide bine până la urmă și se termină 4-1. Păcat, păcat că am primit golul ăla foarte, foarte simplu. Era un perfect un 4-0, dar nici așa nu este rău. Mă așteptam la un meci foarte, foarte dificil, dar jucătorii noștri s-au descurcat senzațional și scoatem un rezultat incredibil. Mergem la Târgoviște și căutăm victoria cu numărul 4. Schimbăm foarte, foarte mult, cum era de așteptat, bineînțeles, pentru că nu poate juca Ioniță titular pentru că era lovit. Simulăm și această partidă și hai să vedem dacă reușim să ne impunem la Târgoviște, acolo unde am avut probleme. Avem probleme și de asta. Pierdem 1-0, Popadiu că a marcat și pierdem deja primul meci în campionat. Mergem la Istanbul cu speranțe foarte, foarte mari, dar din păcate ne încurcă foarte mult accidentările. Vedem, l-avem în acest moment pe Iuri și Rare și l-e lovit. Ștefan abia și-a revenit, și măcar nu a revenit la antrenamente, nici junior, dar îi aducem pe bancă, pentru că nu avem alte opțiuni. Și Răzvan Onea intră cu 70%, cam așa stamina, dar nu este 100%, dar stai, vom avea posibilitatea să le locuim probabil pe minutul 60 acolo. Da, mergem la Beşiktaş după ce am reușit un rezultat foarte bun în Giulești, am reușit să ne impunem cu 4-1. Mă aștept la un meci dificil la Istanbul, pentru că e clar Beşiktaş va fi și la atac, va încerca să reducă din diferență și probabil împinși de la spate de fani va încerca chiar să forțeze calificarea, chiar dacă are un deficit de 3 goluri în acest moment. Plecăm noi favoriți datorită rezultatului din tur, dar dacă va marca repede Beşiktaş, vom avea noi probleme foarte mari. Sper să nu fie cazul. Sper să-i prindem noi din nou pe contraatac și să mai marcăm câteva goluri, să venim cu o victorie din această deplasare, o victorie care să ne asigure grupele Europa League și turul 3 preliminar. Aruncă Ejiofor lung, Cutrone pierde duelul la cap. Ne mingea jos Rosier, Ucean schimbă partea pentru Încudu. Bună, pressing-ul Sufanat. Sufanat pentru Boloca. Boloca centrează pentru Sufanat. Scoate Ersin. Nu înțeleg de ce n-a dat la colțul lung aici Sufanat. Cazie mare. Centrează Salih. Zona primei pări. Resping gazdele. Fază fixă, execută Salih Uçan în zona primei bări, respingem. Boloca pleacă pe contraatac. Boloca accelerează, suntem 3 vs 2, Enes Ali pentru Sufanat, Sufanat, deschide scorul și la Istanbul. Contraatac superb, condus de Boloca acolo în partea stângă. Suntem versus 3 pe acest contraatac. Salih se descurcă superb, îl găsește pe Sufanat și reluare din prima pentru 1-0. Bun. Boloca execută acest corner, atent însă Ersin prinde. Pașuca lung, portarul celor de la Beşiktaş. Onea respinge de acolo, Krjan pentru Sufanat. Revine Onea, Băluță. Înapoi cu Krismanić. Cordoba. Pentru Boloca, Enes Ali mai departe cu Grujan. Patrick Cutrone pentru Sufanat. Sufanat! 2-0, minutul 12. Intrăm senzațional și în această partidă. În numai 3 minute marchează Sufanat de 2 ori. Hai, surprindem aici pe zonă centrală, 2 versus 1. Se descurcă superb și Cutrone aici de mai departe, iar șutul lui Sufanat este perfect. 2-0.
S-a verificat ceva, ia să vedem. Cum să verifici așa ceva? Cum să verifici așa ceva? Bună! Pentru cutrone, respinge Sais. Recuperează sufanat. O, nea, minge lungă, atentă să sopi. Crșan se luptă acolo și reușim să recuperăm până la urmă. Crismanici, Cordova, Băluță, mai departe Crșan, Crismanici, Băluță din nou. Întoarce cu Cordova. Pasă bună cu Enes Ali, mai departe pentru Patrick. Patrick ratează 1-1, aici putem să facem 3-0. Bun pressing-ul, Ejiofor pentru Boloca, cu Trone mai departe, desface în dreapta cu Onea, reprimește Răzvan, mai departe Sufana, scoate Ersin. Ocazie după ocazie, aruncă Onea de la margine. Respinge Sais, Saponara, recuperează Cârșan, mai departe pentru cu Trone, a fost offside. Și se termină prima repriză, 2-0. Am închis foarte bine în defensivă, n-au fost situații pentru echipa gazdă și noi să marcăm de două ori prin Sufanat și în acest moment 6-1 la general. Nu cred eu că mai putem să pierdem din bun această calificare. Intră cu Bișa acolo în dreapta pentru că nu mai poate clar Onea. Enes Ali trebuie să iasă și el din păcate și rugăm pe Antonio Sefer, e bine că avem opțiuni. Crismanici va trebui să iasă și el, dar îl mai lăsăm deocamdată. Ersin joacă lung, atent Crismanici, Kobiș pentru Băluță, mai departe cu Boloca, pasă foarte bună pentru Patrick. Patrick cu Trone se întoarce și pasă pentru Antonio Sefer, ce reluare de voleu, 3-0. Nu vine să cred ochilor ceea ce văd. După un 4-1 în Giulești, reușim să marcăm aici golul 3 la Istanbul și calificarea este deja jucată. N-avem cum să mai pierdem această calificare. Ce finalizare a lui Sefer? Aruncă Kubiș pentru Iurici. Din nou Kubiș, Vulturar. Reprimește Kubiș, centrează pentru Sufanat, respinge de la Beșiktaş. Băluța recuperează, Antonio Sefer e blocat însă de Sopi. A crezut că se va da penalti acolo, dar nici vorbă. Aliukov, Souza, atacan din prima, Abdulkadir, atent, Ejiofor, Cordova pentru Junior. Din nou Cordova, minge lungă, Sufanat e acolo, dar Rossi era prin planul. Degașare greșită a portarului celor de la Beșiktaş, Giurici. Întoarce cu Junior, Cordoba, Vulturar pentru Băluță. Pasă pentru Giurici. Giurici 1-1. Giurici marchează pentru 4-0. Incredibil rezultatul. E incredibil ceea ce jucăm noi. A nu vine să cred cum reușim să atacăm, cât de bine reușim să desfacem apărările adverse și marcăm de 8 ori în poartea celor de la Beșiktaş. Calificare! 4-1 în Giulești, 4-0 pe Beșiktaş Park și ne calificăm în turul 3 preliminar Champions League fără nici măcar o problemă. Acolo unde ne așteaptă Olympiacos, acum vine greul. Deplasare la FCU Craiova și vom intra din nou cu rezervele, bineînțeles. Încercăm să odihnim foarte mult titularii, deși e foarte greu de făcut acest lucru pentru că, vedem, suferim destul de mult. Hai să mai schimbăm ceva pe aici, să vedem, Ștefan poate juca 60 de minute. Ionita poate juca, e ok. Boloca însă va trebui să iasă și lasă locul lui Vulturar. Sali nu poate juca titular, intră Antonio Sefer, Duganzic în atac. Cam ăștia ar fi. Ba. Perioadă foarte, foarte dificilă, dar trebuie să scoatem la cap oarecum, nu avem ce face. Am avut parte de accidentări destul de multe pe acest început de sezon. Tot un 0-0 pe CEU Craiova, echipă care se rupe cu 2 și în acest moment sunt 4 echipe cu 10 puncte. Noi, FC Craiova, Faru Constanța și FC Argeș.
Și aici se încheie episodul de astăzi, un debut de sezon destul de bun, un debut de sezon foarte, foarte interesant. Am început cu un 3-0 în Supercupă, meci în care am dominat total FCSB-ul și am câștigat un nou trofeu. Ne punem 1-0 în amicalul cu Trencin, după 4-1 cu FC Argeș, meci simulat. Ne punem 4-0 la Maribor, 6-0 cu Hermannstadt, meci simulat, 2-1 în Giulești cu Maribor, 2-0 cu Dinamo, meci simulat, 4-1 cu Beşiktaş, 0-1 la Chindia, 4-0 cu Beşiktaş și 0-0 cu FCU Craiova. Data viitoare avem play-off-ul pentru grupele Champions League. Abia aștept să văd cum se prezintă Olympiacos. Abia aștept să văd dacă transferurile făcute de noi în această vară fac diferența și la această partidă, pentru că la dubla cu Beşiktaş am arătat senzațional. Nu mă așteptam eu să arătăm atât de bine și să scoatem până la urmă trupa din Istanbul atât de ușor, cu un scor la general de 8 la 1. E incredibil. Cam atât. Cam atât pentru astăzi. Mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare. V-am pupat!